Salutare, dragilor, ce faceți, cum sunteți? Un clip dedicat celor, nu doar celor aflați la finele ciclului gimnazial, ci un clip celor care vor să afle mai multe despre textul liric. Da, înainte la gimnaziu îl numeam genul liric, la liceu încă îi spunem genul liric, acum îl numim textul liric. Dar acestea, acel text liric, care sunt configurațiile acestui text, trăsăturile principale, cum îl recunoaștem. În primul rând, textul liric e acel tip de text în care sentimentele sunt transmise în mod direct de către euul liric. Da? Deci avem prezent un eu liric. Euul liric, ca să înțelegem mai bine, este oarecum ceea ce este naratorul pentru textul narrativ. Da? Deci este acea instanță care preia, dacă naratorul nu transmite sentimente în mod direct, naratorul transmite în mod indirect prin intermediul personajelor. Da? În textul liric, euul liric transmite sentimente direct. Deci euul liric este acea instanță, da, este trimisul, delegatul, reprezentantul autorului concret. În principiu asociem textul liric cu poezia, structura în versuri, întâlnim foarte multe mijloace de expresivitate, adică figuri de stil, da, epitetul, format dintr-un substantiv și un adjectiv, da, blânda lumină, da, epitetul marchează o anumită stare, un anumit sentiment, o anumită stare, un anumit sentiment, da? Comparația, avem un ca acolo, frumoasă ca luna. Enumerația, înaltă, frumoasă, deșteaptă, da? Personificarea, altă figură de stil interesantă și ușor de identificat. Capacitatea a unui lucru de a primi însușiri umane, da? Cer vesel, razele jucăușe ale soarelui. Apoi, da, trebuie să știm elementele de prozodie. Într-un text liric întâlnim elemente de prozodie. Rimă, ritm, măsură. Da? Rima poate să fie așa. A cu B, A cu B, atunci clar este împerecheată. Da? Poate să fie 1 cu 3, 2 cu 4 încrucișată, 1 cu 4, 2 cu 3 îmbrățișată. Și monorimă, un singur tip de rimă. Iar putem avea o poezie dintr-un vers, da? Se numește stih. Două versuri distih, trei versuri terțină, patru versuri catren, cinci versuri ochvinarie. Da? Apoi niște alte aspecte foarte importante în momentul în care vorbim despre textul liric, măsura, numărăm numărul de silabe. Și dacă accentul cade pe prima silabă, ritm este trohaic, că cade pe a doua silabă, da, este iambic. Da, deci text liric egal prezența euului liric, prezența mijloacelor de expresivitate, figuri de stil, imagini artistice, prezența elementelor de prozodie, deși nu sunt obligatorii. Dar vorbim de două categorii de texte lirice și le numim așa convențional, oarecum numim convențional text tradițional, poezie tradițională, să zicem, unde avem elementele de prozodie, rimă, ritm, măsură, da, sunt respectate cu sfințenie, și poezia modernă, da, în care nu mai există elemente de prozodie, autorul pune foarte mult accent, da, foarte mult accent pe transmiterea mesajului. De exemplu, în poeziile lui Lucian Blaga nu mai întâlnim rimă, ritm, măsură. Bun, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați mare share și ne vedem curând cu clipuri mai bune.